Ciprian Florescu va fi numit prefect până la Paște. Guvernul Grindeanu a început deja schimbarea reprezentanților din teritoriu, iar județul Gorj nu va fi ocolit de această măsură. Ciprian Florescu susține că nu mai este mult până când va ocupa scaunul de prefect al județului Gorj. Gheorghe Paraschivu va fi schimbat în cel mai scurt timp din funcția de prefect. Înlocuitorul său va fi socialdemocratul Ciprian Florescu, care recunoaște că mutarea se va face în perioada imediat următoare. Când să ne așteptăm la schimbarea prefectului și la înscăunarea dumneavoastră, dacă mi este permisă exprimarea? Da, probabil mai durează puțin. Aveți o explicație? S-a trecut la această procedură în țară? Se fac permanent noi schimbări? Este adevărat. Până la urmă, dacă guvernul vrea să facă aceste schimbări, le poate face. Florescu a precizat de ce a fost amânată mutarea. Există o mică nedumerire în ceea ce îi privește pe unii vizați să intre în această poveste. Nedumerirea respectivă apare odată cu publicarea spre dezbatere publică pe site-ul MEDRAP a unor legi care vizează activitatea funcționarilor publici. Mă refer aici la legea 188, mă refer la legea 52 din 2003 privind transparența decizională. Sunt proiecte de modificare a legilor existente prin care se aduc modificări inclusiv la statutul prefecților și subprefecților. Cel mai probabil, Gheorghe Paraschivu se va întoarce la vechiul loc de muncă, cel de șef al trezoreriei.